Plecată de la inițiativa jurnaliștilor din Alba Iulia, cutia milei a fost pusă în ziua meciului la poarta principală a stadionului. În pauza meciului dintre Unirea și Al Roslatina, reprezentanții presei s-au plimbat pe întreg stadionul pentru a aduna câțiva bani pentru uniriști. Vă invităm să vedeți ce au reușit. Aici sunt 14 milioane și mai 5 care sunt biletele alea, 19 milioane. Faceți o masă. Numai puțin de 1900 de lei au reușit jurnaliștii să adune în cutia milei. Cu toate că au fost puțini suporteri pe stadion, fiecare a contribuit cum a putut. O persoană politică importantă a județului Alba a plătit 100 de bilete și a donat banii jucătorilor, după care a contribuit și în cutia milei. Nu numai cei potenți financiari au oferit bani jucătorilor, ci și oameni de rând sau chiar un jucător de la Al Roslatina. Acțiunea s-a declarat un real succes. Lucia, din partea suporterilor ce au venit astăzi la meci, pentru voi special, cât s-a putut? Ce pot să spun? Ne pare rău că s-a ajuns în situația asta, mai ales într-un oraș așa mare și cu așa putere financiară. Dar ne bucurăm că suporterii s-au gândit la noi și le mulțumesc în numele tuturor colegilor și sper că să nu se mai întâmple, să nu se mai ajungă vreodată, nu numai la fotbal, la orice club de sport din Alba Iulia. Încă o dată le mulțumim frumos. Și antrenorul uniriștilor, Sălian German, s-a declarat încântat de acțiunea presei și a ținut să le mulțumească acestora pentru devotamentul și atenția arătată echipei. Eu încă o dată vă mulțumesc în numele echipei, a celor care sunt în cadrul clubului, că ați încercat ceva pentru a fi aproape de noi și sperăm din tot sufletul să putem face ceva în așa fel încât să rămânem în Liga a doua sau să nu fie desfințată această echipă. Știți cum, nu este salvarea. Este, oricum v-am spus, vă apreciez pe toți cei care sunteți aproape, care spuneți această acțiune pentru a ajuta Alba Iulia. Alba Iulianul, care joacă în Naționala României, Gicu Grozav, a donat numai puțin de 5.000 de euro pentru echipa ce l-a propulsat în fotbalul mare. Sălian German a declarat că banii primiți la Gicu înseamnă primele jucătorilor pentru turul de campionat, iar banii ajunși de la oamenii prezenți pe stadion vineri la meci înseamnă vitaminizare pentru echipă.